Garena este pentru mine una din așezările în care îmi petrec sufletește foarte multă vreme. Îmi petrec sufletește, spun, pentru că îmi petrec și când sunt la Heidelberg, când sunt la Frankfurt, când sunt în călătoriile mele prin lume, pentru că recunosc locuri pe care le aduc și le reașez ca pe o matriță la Garena. M-am găsit bine acolo, în acel loc. M-am găsit foarte bine și am pictat peisajul pe care l-am acolo, pe care l-am în fața ochilor, din grădină, spun, de pe terasă, de la fereastra atelierului. L-am pictat de dimineața până noaptea, până când nu mai vedeam nimica, când nu mai știam de fapt ce pun și ce amestec pe pânze. M-am obișnuit cu peisajul acela, a devenit organic, a devenit aproape un trup pe care îl descifrez, pentru că știu toate îmbinările de pădure care nu se schimbă, văile le știu din dealurile care îmi stau în fața ochilor. Am început să le desenez, am început să desenez dealuri, să le pictez, am început să le caut tainele, pur și simplu, să le caut viața interioară. Găsisem eu un titlu pentru că mi se părea că mă plimb peste dealurile acestea tot timpul. Și mi l-am inventat eu, titlul pe care l-am numit A Walk on the Hill. Și când am ajuns să-mi adun foarte mult material expozițional, deci e mult mai mult decât se află în această expoziție, m-am hotărât să aduc prima dată lucrările la Timișoara, cu toate că aveam o propunere să expun la Nuremberg. Urmează de aici să meargă expoziția la Nuremberg. Și am, ca de obicei, am dezbătut în familie și am căutat un titlu potrivit. Nu l-am găsit în familie de data aceasta, n-am fost mulțumită, mi s-au părut nesuficient de calde pentru ce înseamnă pentru mine dealurile acestea. Și am dat un anunț pe Facebook, cum că caut un titlu pentru această expoziție, am pus imaginile și cine se va apropia de dorința mea și de ceea ce cred eu că se potrivește, primește o lucrare. În cele din urmă am ales un cuvânt, un termen care era foarte apropiat de ceea ce doream eu și pornind de la el am ajuns la opcini. Pentru mine, aceste dealuri sunt o formă de vocativ. Deci, o formă de vocativ, dar nu rostit tare, ci rostit în șoaptă. E ca o mantră. E ca o mantră care se transformă într-o meditație. Eu trăiesc o stare de fericire supremă când desenez aceste dealuri. Pur și simplu, am ritualurile mele, am o formă în care îmi construiesc spațiul în cameră, îmi pun muzică sau ascult ceva ce îmi place, într-adevăr, o poezie, o piesă de teatru și desenez. Am un zâmbet aproape cronic, pur și simplu o stare de bine când le desenez. Paradoxul este că opcina înseamnă și frontieră, înseamnă graniță.
ceea ce în cazul meu nu se potrivește. Ceea ce eu am luat din definiția opcinei este vârful de deal și trecerea de la un deal la altul. Pentru că eu am senzația că atunci când trec de la un desen la celălalt, mai ales că am acum jur de 60 de desene, și când mă uit la ele, când mi le aștern pe jos în cameră și mă uit la ele, mi se pare că este o prefacere. Deci că eu îl prefac pe celălalt când termin unul. Deja îl pregătesc, îl prefac pe celălalt. Opcinile și dealurile acestea pe care eu le iubesc și le... Pentru că au o formă foarte molcomă. Deci nu este șesul acela în care ești cufundat în căldura aceea care te așează, pur și simplu te culcă. Opcina îți dă șansa să vii deasupra și de desubt orizontului, să trăiești ca într-o clepsidră, să trăiești deasupra, între vii și dedesubt, între cei care nu mai sunt, în amintirea lor. Pictura pe care eu o marchez prin petele de culoare, între hașurile care îmi sunt mie foarte la îndemână și pe care le lucrez cu atâta bucurie, și trebuie să spun că le desenez în tren, în toate călătoriile mele am apa la mine și desenez tot timpul la aceste dealuri, îmi sunt pur și simplu, vorbeam de petele de culoare, care îmi sunt pur și simplu o revenire, mereu o revenire la lecțiile pe care le numesc chiar lecții pe care le-am trăit și pe care le trăiesc și în amintire permanent cu domnul Vreme. Lili mi-a fost apropiată, am apreciat-o întotdeauna. În primul rând, când am venit la facultate, era bine pregătită. În perioada respectivă, locuri erau foarte puține la facultățile de arte, la București și la Cluj. Timișoara era unul dintre institutele pedagogice, cred, zic eu, unul dintre cele mai bune și care acoperau partea aceasta de vest. Cei care veneau dădeau niște examene foarte severe, era concurență de 4-5 pe un loc, la București mergea și până la 10. Deci, de la bun început, Lili a fost bine pregătită. Era caldă, era întotdeauna foarte receptivă și, în afară de aceasta, și în grupă exista o relație foarte frumoasă, armonioasă, datorită, zic lui Lili. Nu există loc în lumea aceasta în care să întâlnesc o pictură sau să întâlnesc o rezolvare, să întâlnesc ceva greu, ceva greu depus la oaltă, mă refer la culori, și să nu-i fiu foarte recunoscătoare, pentru că mi-a dat o libertate, o libertate pe care am dobândit-o prin felul în care el a recunoscut ce aș putea eu face și prin felul în care m-a învățat să și aplic ce aș putea eu face. Deci m-am învățat să fiu eu într-o formă în care eu cu siguranță de una singură n-aș fi putut fi. Și asta îmi face foarte bine. Îmi face bine pentru că mie îmi place să știu că și să recunosc că am primit foarte mult de la cei din jurul meu și cu care am trăit și cu care voi trăi în continuare. Sigur că pentru mine a fost o surpriză când am văzut. Eu știu ce lucrează Lili și știu că are un desen foarte bun și această pregătire și acest desen pe care ea îl stăpânește se vede și în aceste lucrări. E aceeași temă, variațiuni, dar fiecare este altceva. Este altceva și când te uiți la ele, descoperi alte organizări, altă cromatică, e o plăcere și cred că ele și rezistă așa împreună. Chiar ar fi interesant cineva să aibă în casă două, trei, nu una singură, și
aici se vede Lili cu desenul ei, cu știința ei de a organiza spațiu și totodată și imaginația, fantezie, pentru că fiecare e altceva și aceasta îmi și place. În afară de aceasta, cerul, spre exemplu, este roșu, este nu neapărat acel gri obișnuit cu care e asta, chiar aceasta face să fie mai interesant și să pună în mai mare valoare, mai evident, dealurile. Este o expoziție interesantă și nu mai vorbesc de lucrarea aceasta mare, care este foarte degajată, foarte liberă, adică se simte artistul plastic deja matur, împlinit, în care se joacă cu formele. Eu cred că am avut noroc. Îmi spunea chiar astăzi cineva, îmi scria, ești dintre puținii oameni norocoși pe care îi cunosc. Răspunsul meu a fost ce înseamnă norocos. Pentru că eu știu că am muncit foarte mult ca să fiu norocoasă. Am muncit foarte mult, deci fiecare pas pe care l-am făcut este un proces. Mă refer și la profesiune, mă refer la relațiile pe care le am. Sunt toate încărcate de un proces de muncă pe care eu iubesc oamenii, iubesc foarte tare și singura mea regulă este că o prietenie n-are voie să doară, în momentul acela nu mai este prietenie sau relația trebuie să fie oprită. Dar în rest sunt foarte deschisă pentru oamenii din jurul meu și pentru cei noi care vin. Învățătura pe care eu am avut-o și din cauza căreia cred că sunt cum sunt și mă comport, este venită de la bunica mea, Armeanca Liza, care de când am fost mică mi-a spus: tu trebuie să fii fericită cu nimic. Nimic despărțit. Mi-a spus întotdeauna, dacă vei învăța acest lucru și îl vei păstra, vei trece ușor peste punțile grele ale vieții. Am început acest ciclu la Gărâna, într-adevăr, în grădina mea, dar am plecat cu el prin toată lumea. Peste tot am găsit dealuri care mi-au spus câte ceva, mi-au rostit sau mi-au mărturisit o bucățică de taină și mi-au deschis o poartă pe care am intrat și în care a trebuit să mă scufund ca în căutările mirifice ale poveștilor din copilărie. Am urmărit și alte expoziții și Lili s-a dezvoltat foarte frumos și eu zic, este unul dintre artiștii timișoreni, chiar dacă locuiește în altă parte, reprezentativ. Și într-o zi când se va face, se va extinde Muzeul de Artă Contemporană, locul ei, adică este în Muzeul de Artă Contemporană din Timișoara. Ar trebui să fie și sper că se va întâmpla acest lucru. Thank you.
sfere împădurite, ascunse jumătate în pământ, ca să se poată bucura și morții de carnea voastră rotunjită blând. Poate un mort stă ca și mine acum, ascultă veșniciile cum cură, își amintește vechi viețile pe rând și, contemplându-vă, murmură, dealuri dulci, sfere împădurite, ascunse jumătate în văzduh, ca să se poată bucura și vii de nesfârșit de blândul vostru duh. Ana Blandiana, Dealuri.